Radu Rusu și astăzi suntem în Cernobâl. Dacă da, trecut am fost în Cernobâl în timp chiar când s-a întâmplat accidentul. Acum suntem în partea când după accident. Și da, am vrut să zic de acum nu o să mai am probleme cu netul pentru că mi-a luat un router G6 și de acum ăsta își face treaba ceva oricum mult mai mult. Și haideți să explorăm pentru că nu mai vreau de acum intro-ul să țină tot minus sau așa și haideți să vedem. Na, că intro-ul este destul de plictisitor și nu vreau să, dacă mai vreau să fac intro-ul să țină doar jocul mai prost pentru că are foarte multe entități, să zic, jocul ăsta pe el. Și la un moment dat am mai făcut un video din ăsta și am vorbit, cred că un minut sau 30 de, pe acolo, ca un singur, pentru că video, ce? Filmare, aplicația care folosesc eu de filmat e cam de ca să zic. Și când e un joc de ăsta care nu-i prea obișnuit telefonul, când laghează prea mult, mi se închide filmarea. Nu știu de ce, dar la un moment dat pățit așa, deschid videoclipul, vorbesc câteva minute și realizez că am rămas unul singur și nu mai fac degeaba videoclipul. Pentru că aplicația e de caca și nu poate să îmi registreze. Ia, ce aici scrie pe ușă? Bă, e cam greșit aici, nu știu cum să zic. Știți de ce e greșit? Pentru că ei nu se scrie așa. Nu e ca la noi, nu e ca normal cum știm noi. E ca un pe dos. Ok, nu mai dau hit. Na, că șorul ăsta e destul de groaie la un moment, e destul de groaie. Na, că până la urmă suntem, până la urmă, ăsta e scris rusesc, până la urmă, e ucranian. Mamă. Bă, să știți că unele chestii, bine, nu știu de ce apare forma aia ca un fel de ică, nu știu, eu n-am întâmpinat-o până acum, eu nu știam, sau chestii mai vechi. Da, uite, bă, nu știu, e fain, eu ce scrie acolo, mai înțeleg unele cuvinte, dar că dacă le traduc acum, bine, clar, forma aia care are un fel de, o formă de scaun, ăla e P, păi, adică, și ca să înțeleagă lumea, păi R. În rusă. Doamne, dar e destul de complicat. O să... Cine vrea să învețe rusa, mult noroc, sincer. Și chestia că am întâmpinat doar un joc în canalul ăsta să fie pe rusa mai multe și că nu mai pot să joci acum, dar înainte să puteam. Bun, aici am văzut că o mașină de armată. Noi suntem în, nu știu în ce an, dar la cum pare destul de nepăsat. Până la urmă, aici a fost o explozie. O centrală nucleară. Și asta e destul de periculos că radiațiile și astea. O să. Acum. Auzi. Ok. Radiații. Acum să vă zic. Acum vă întrebați, bă, Radule, de ce zici. Acum o să vă zic. Copacii ăștia sunt foarte ciudați și o să vă explic și ceva. Voi ziceți că, bă, Radule, de ce. Zici că mai sunt plășchiți din genul în alte zone. Da, fraților, da, noi suntem într-o țară care nu există copaci sau așa culori. Cred că sunt, da. Copacii ăștia, în realitate, de ce au culoarea asta mai gălbejită? Este de la radiații. Deci copacii ăștia sunt foarte radioactivi. Punem mâna pe ăștia, facem cancer. Mai pe scurt, pe românești. Ambientul jocului n-are niciun ambient. O să bag oricum eu unul, așa mai scary. Ok, aud un câine. Ce o mașină, mamă! Cum e băgată mașina asta? Ok. Aici suntem într-o zonă de distracții. Ce a mai rămas, de fapt, că nu mai... Tot un autobuz. Ok. Poate un recum... Nu știu ce căcat, de ce nu mi se închid așa dintr-o dată. Oricum. Da, am revenit aici pentru că, da, aplicația mea, din păcate, e de căcuța și nu-i stai să-mi filmeze părțile astea toate. Așa, asta e, fraților, nu pot să mă plâng că, na, asta e, cu asta am pe ce să filmez. Poate pe viitor o să caut altceva mod să filmez, dar, na. Aici nu mai pot să trecem. Oricum, dacă dai zoom-ul ăsta puternic dezvoltat, o să poți vedea că nu deduci nicăieri zona aia. Deci, degeaba uiți. Și încerci să te buguiești pe acolo, dar nu merge, că e umplut de perez, invizibil în jocul ăsta.
Și aici ne întoarcem. Aici suntem într-o, nu știu, plin de vegetație și plin de distrugeri. Uite câte, mamă, câte lăzi. Adică lada. Mamă, aici ne ducem într-o clădire. Ok. Uite așa, uite așa ce cât detalii s-au băgat. Logic, mie mi se închide episodul degeaba. Ce scrie aici? Ceva în rus. Mă, dar mă enervează cum tot mă bubuiesc. Mamă, da, deci cauza că eu am lag. Asta e și primul motiv de ce mi se închide episodul. E ce nu cred că o să mai facă lag, pentru că aici e... E ce, suntem într-o căldire. Chestia asta nu știu dacă e și... Cred și în viața rău, pentru că... Cum ar mai face persoana? Dar e foarte detaliat și foarte plin de entități. Plin de obiecte. Nici nu știu cât o să țin episodul ăsta, pentru că... Jocul e hartă mică. Mai încolo nu poți să mă treci, că e blochează automat jocul. Că e... Na... Nu fac o dată atât bine, dacă ar mai face, nu ar mai exista episodul ăsta, pentru că ești ce, nu mergi bine și mai sunt închis și episodul ca pentru nimic, nu sunt închis din nimic aproape. Da, e fain detaliile astea. Sunt tari, sunt pereții aia, cum sunt jegă în măliță, așa. Wow. Wow, wow, wow. Ce atmosferă horror de jocul ăsta. Aici era un magazin cândva, ok. Mamă. Singurul ambient care l-aud eu acum e doar câinele ăla care latră. Și nu ori ambientul ăla când se aude radiațiile alea când de apropii de o zonă. Da. Bă, nu știu, ăsta e cam tot jocul aproape. V-am cam arătat toate zonele, nu știu ce să vă mai arăt. Doar că v-am arătat partea unde erau multe mașini vechi, chestii genul, dar acolo e doar o zonă așa de... Să mai explorez dacă te plătiți de joc și de hartă. La un moment dat există și o statuie cu Lenin, nu știu dacă nu mă înșel. Doar că... Na, uite așa ce apă, ce apă, să-i pământ. Pare apă, de-aia jegălită, de-aia. Tare e jocul, e atmosfera așa scary, sincer. Nu, aici nu e state cu Lenin, vorbeam eu prostii. Cu doi oameni care... Ok, cred că e ceva despre al doilea război mondial, nu știu ce. În rest, păstii cam tot jocul. Da, fraților, îmi pare... Cam atât este episodul, fraților, că n-am ce să mai filmez. Din cauza că eu aș mai filma o lac mai mult, pentru că, na, asta mi-ar plăcea și mie. Dar datorită că... Văd că aplicația asta care o folosesc eu care filmez îmi închide videoclipul automat. Deci dacă v-a plăcut acest episod, fraților, eu am fost